o decizie finală privind tarifele majorate la gaze și la energie electrică vor fi luate peste vreo lună după ce vor fi terminate auditele. Declarația a fost făcută de directorul ANRES, Sergiu Ciobanu, care a fost audiat în cadrul ședinței Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Ciobanu a precizat că prețul pentru aceste audite vor fi introduse în tarif. Deputatul PSRM Igor Dodon s-a arătat nedumerit de explicațiile lui Ciobanu. Ce se va întâmpla după 1 noiembrie, când vor expira acele 60 de zile? Vom plăti mai mult sau nu? Consider că decizia ANRE privind majorarea tarifelor nu trebuie suspendată, ci anulată, a mai spus Dodon. ANRE a dispus pe 3 septembrie suspendarea deciziei din 18 iulie de mărire a tarifelor cu 15% la gaze și cu 37% la curent. Premierul Valeriu Streleț l-a invitat pe secretarul general al ONU Ban Ki-moon să întreprindă o vizită în Republica Moldova. Streleț, care a participat la New York zilele acestea la cea de-a 70-a sesiune a Adunării Generale a ONU, a avut o întrevedere cu Ban Ki-moon, în cadrul căreia au discutat despre situația social-politică din țara noastră, dar și despre reglementarea conflictului transnistrean. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, îi spune că viața în orășelul Victoriei, din fața legislativului unde au fost plasate corturile formațiunii sale și ale PSRM, este ordonată și că sunt vizitați des de mulți susținători. Aici nu se consumă deloc alcool, toți sunt disciplinați, se face ordine în fiecare dimineață, există tomberoane, a menționat Usatăi. El a mai adăugat că protestatarii din orășelul Victoriei vor sta acolo până la capăt și că dacă cineva i-ar fi spus cu mulți ani în urmă că va locui într-un cort în fața Parlamentului, nu i-ar fi venit să creadă. Demisia ministrului mediului Valeriu Munteanu a fost scandată de câteva zeci de vânători și pescari care au venit în capitală la sediul instituției. Aceștia sunt nemulțumiți de decizia executivului prin care se interzice vânătoarea de păsări acvatice migratoare și a unor specii de iepuri de câmp. În replică, liberalul Valeriu Munteanu le-a spus că vânătorii ar trebui să fie interesați de protejarea faunei, dar nu de distrugerea acesteia. Moldova se mișcă treptat spre alegeri anticipate care ar reseta modul cum este guvernată, a declarat expertul Institutului pentru Studii de Securitate al UE de la Paris, Nicu Popescu, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Acesta a mai adăugat că partidele aflate la guvernare nu mai au nici viziune și nici energie de a face o schimbare din mers. Nu este exclus că guvernarea va încerca să răspundă presiunii populare prin câteva demisii formale, însă nu cred că acest lucru va schimba dinamica politică, a mai precizat Popescu. Domnul Ghimpu tot timpul e metaforic, are emoții și nu știe unde să stea mai bine. Așa a comentat într-un interviu pentru Ziarul Național președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, spusele liberalului precum că ar putea părăsi alianța în noiembrie curent. Mai mult, democratul a menționat că în AIE3 spiritul e constructiv și speră să rămână astfel. În același timp, Diacov a spus că majoritatea parlamentară trebuie consolidată și ar fi bine ca și comuniștii să pună umărul la salvarea țării. Anterior, PCRM a anunțat despre o posibilă fuziune cu PDM. Referendumul privind modificarea Constituției nu poate avea loc mai devreme de luna ianuarie 2016, a declarat președintele cec Jure Ciocan într-un interviu pentru politic.md. Ciocan a precizat că în anul curent nu poate fi organizat un plebiscit și asta pentru că, potrivit legislației, referendumul poate fi organizat abia peste 6 luni de la avizul pozitiv din partea Curții Constituționale. Liderii AIE3 vor să modifice Constituția astfel încât șeful statului să fie ales cu votul la 51 de deputați, iar opoziția parlamentară vrea alegerea președintelui țării prin vot direct de către cetățeni. De pe 14 octombrie curent, fumătorii din Rusia vor putea să fumeze doar în locuri special amenajate. Zonele de fumat vor fi indicate prin semne speciale, vor avea scrumiere și iluminare artificială. Legea anti-tabac a fost adoptată în Rusia încă în 2013. Din iunie 2014 a fost interzis fumatul în trenuri, gări, hoteluri, cafenele și restaurante. Eurodeputatul Nadine Morano a declarat la un post TV francez în contextul valului de imigranți care invadează Europa că Franța este țara rasei albe și că nu vrea ca aceasta să se musulmanizeze. Declarațiile sale au provocat imediat o serie de critici dure. Partidul Republicanilor, din care face parte Morano, a spus că afirmațiile reprezintă doar punctul ei de vedere. Interpreta Lady Gaga a primit titlul de femeia anului din partea revistei Billboard. Potrivit reprezentanților revistei, Lady Gaga a fost o personalitate influentă care a monopolizat conversațiile din acest an. În 2014 de acest titlu a beneficiat interpreta Taylor Swift.